salutare. Sunt din nou în drum spre Ucraina, a doua oară. Și de data aceasta sunt în mașină și doresc să trec vama cu mașina. Însă este o mare problemă. Nu știam că trebuie să am procură la mașină. Mașina aceasta este pe numele tatălui meu. Ea mea, dar este pe numele tatălui meu. Și eu o folosesc, însă trebuie să le dovedesc lor că tata îmi dă voie să trec granița cu ea, pentru că eu pot să fac orice, pot să o fur, pot să o vând peste graniță și de asta trebuie să am o procură. Și n-am știut lucrul acesta și să mă duc acasă să iau procură, să mai bat iar 600 de kilometri dus, 600 întors, deci 1200, este imposibil. Încercăm să vedem dacă se poate face ceva, să pot să trec, să-mi dea voie să trec. Dacă nu, voi fi din nou nevoit să las mașina la graniță și să-mi iau șacoșele și cineva o să vină să mă ia din Ucraina și să mă ducă la locația la care trebuie să ajung în caz că nu se va putea să trec cu mașina mea. Vine să cred, am trecut de 3 filtre, ca să zic așa, deci am trecut de români, apoi am trecut de o barieră, era un ucrainean cu, trebuia să ridice bariera acolo și mă întreabă ce fac în Ucraina și cu tare și m-a controlat la mașină, în spatele meu e rând de mașini, în fața mea de asemenea e rând de mașini, în dreapta mai este un rând de mașini. Și m-a controlat o mașină, m-a pus să ridic capota, i-am desfăcut portbagajul, s-a uitat ce am acolo. Este că am și două cuțite de la OMV, e o promoție la OMV, bagi motorină de 40 de lei, îți dă un punct, la 10 puncte îți face reducere la un produs. Și mi-am cumpărat două cuțite, două produse și s-a uitat cam ciudat la cuțitele alea, dar e bine că erau... sigilate, deci sunt împachetate, sigilate, ceea ce arată că le-am cumpărat acum de curând și n-am, nu sunt, știu, arme albe să le folosesc pentru ceva ilegal. Un pic s-a uitat cam ciudat la ele. Și apoi a venit o doamnă ucraineancă cu căciulă pe cap, în uniformă militară, e frig acum, au căciuri, și mi-a cerut pașaportul și certificatul de matriculare. Le-am dat și pastea. Dar cerul la toți șoferii și mă gândeam, băi, ce o să fac acum cu certificatul și cu pasaportul meu? Oare mă lasă să trec? Nu mă lasă, bagă un computer, vede că nu-i mașina mea, e pe numele tata, nu o să mă lasă să trec. Și ciudat, a venit, mi l-a dat înapoi, n-a zis nimic. Deci, până acum se pare că pot trece și nu e o problemă. Da, a trecut un agent lângă mine. Mă mir cum de, pentru că pe internet scrie că nu poți să treci și alți prieteni care au fost mi-au spus că nu poți să treci dacă nu-i pe numele tău decât cu procură. Și n-am... am fost nevoit să dau ceva mită ca să trec, deci n-am dat nimic mită, nici nu mi s-a cerut și nici n-am dat. Și totuși am trecut și nu știu cum, ori s-au schimbat regulile, ori nu s-au dat seama că e mașina mea, habar n-am, nu știu ce s-a întâmplat. Românii când mi-au cerut actele mașinii, am aici într-o pe două un vraf de acte și actele vechi care le aveam pe mașină, asigurarea veche și astea noi și toate, le-am dat pe toate, eu le păstrez pe toate și am băgat mâna așa, poftim, le-am dat pe toate. Și mă gândesc, poate o fi văzut așa multe și poate i-a fost greu să uite pe toate, să vadă ce și cum, dar nu știu, eu așa le păstrez pe toate acolo. Cred că trebuie să fac o ordine în ele și să le arunc pe cele vechi și să le păstrez pe cele noi, că a fost pe numele meu, acum pe numele tatălui meu. Mai am o parte din asigurare, de exemplu, o am încă pe cea pe care... Dar nu știu dacă din cauza asta, din cauza faptului că i-am dat toate actele, m-a lăsat să trec sau pur și simplu este legal să treci și nu știu eu. Deci nu știu exact ce s-a întâmplat, nu am vrut să induc în eroare pe nimeni. Na, pur și simplu așa s-a întâmplat, le aveam acolo și le-am dat și din câte se pare, cred că o să pot să trec. Deja am trecut de 3 filtre și din câte se pare o să pot să trec. Dar totuși am avut un stres că nu o să trec cu mașina, că o să o las la vamă și am nevoie de ea în Ucraina pentru că vreau să circul. Am avut stres și un lucru pe care trebuie să îl țineți minte pentru a nu avea stres când mergeți în Ucraina, când mergeți în Republica Moldova, când mergeți
într-o anumită țară în care, și cu mașina cu care mergeți nu-i mașina voastră, luați-vă procură să nu mai stați în tensiune, să nu mai stați în stres. Eu n-am știut de lucrul acesta că o să-mi trebuiască procură. Dacă știam, o luam cu siguranță și data viitoare când o să merg în străinătate cu mașina mea o să am procură. De fapt, când o să ajung acasă, o să-mi iau imediat procură, chiar dacă nu o să merg din nou foarte repede într-o altă țară cu mașina, totuși o să îmi iau procură să o am acolo, pentru că atunci când voi avea nevoie de ea să nu bat o grămadă de kilometri și după aia să zic, oh, mă lasă, nu mă lasă, ce o să fac, nu știu ce, să o am acolo. Bun, e un rând destul de mare în fața mea, s-ar putea, mi-a zis cineva, am întrebat pe cineva, cât durează să trec cu mașina la vamă din România în Ucraina. Mi-a zis așa, între 10 minute și 4 ore, depinde cât de mult durează. Acum e în miezul zilei și am toate șansele să trec în 4 ore, pentru că acum cei mai mulți trec. Ca să trec în timpul la limită 10 minute sau 20 de minute, 30 de minute, o oră, cred că ar fi trebuit să vin undeva când nu circulă aproape nimeni, pe la 3-4 dimineața să trec vama. Și n-a fost posibil, ținând cont că aseară am avut o zi plină și am terminat lucrurile destul de târziu și a trebuit să dorm. Și acum suntem în miezul zilei, deja sunt de mai bine de jumătate de oră pe aici, în coloana asta de mașini, mă refer, de când a început coloana în spate la primul filtru, până aici la al treilea filtru, ca să zic așa, cum numesc eu al treilea filtru, că am fost oprit de trei agenți diferiți sau ceva de genul. Sper să pot să trec, nu sunt în totalitate sigur că o să trec, dar sper și sper să trec repede. Cu vama, sunt în Ucraina și, vai de mine, nu vine să cred cât de, ai, cât de curut sunt oamenii ăștia. La ultimul filtru de vamă, când mi-au controlat bagajele, deci trebuia să primesc vama control, așa îi zice la ștampila aceasta, vama control. Deci e o foaie la care trebuie să am, de fapt e o foaie care trebuie să am trei ștampile pe ea, una neagră și două roșii. Ultima ștampilă era una roșie, controlul de vamă. Și ca să-ți dea ștampila aceasta, trebuie să-ți verifice bagajele. Mi-au verificat odată bagajele, în spate, portbagajul, toate astea, mi-au dat actele înapoi. Eu credeam că, na, din moment ce mi-au dat înapoi, e tot în regulă, pot să merg mai departe. Dar mi le-au dat înapoi, dar nu mi-au pus ștampila. Și când merg la ultimul filtru de vamă, zice, îți trebuie vama control. Și vama, păi ce trebuie să fac? Da, du-te înapoi, întoarce-te. A trebuit să mă întorc înapoi, să stau iar la rând. Mi-au mai verificat odată, a venit unul, mi-a mai verificat odată. Nu știu ce mi-a zis acolo pe ucraineană, dar a plecat, mi-a dat actele înapoi și tot nu mi-a pus ștampila. Și eu mi-am dat seama, băi, dar totuși ăsta nu mi-a pus ștampila. A zis, vama control, le-am zis. Și până la urmă a venit o femeie, mi-a luat a treia oară pașaportul, a treia oară a făcut verificarea, de data asta nu s-a uitat chiar așa, am anunțit, doar am deschis portbagajul și așa, am așteptat vreo 20 ceva de minute, poate mai mult, și în sfârșit am avut toate ștampilele puse. Cred că au așteptat să le dau ceva, habar n-am, nu știu cum să procedează, nu știu dacă așteaptă să le dau ceva sau nu. Cu asta am rămas eu de înțeles, asta mi s-a dat mie de înțeles, sau cel puțin asta am înțeles eu. Și acum, ce s-a întâmplat când am trecut ultimul filtru de vamă, în care aveam deja toate ștampilele, deci era legal să trec, aveam tot dreptul din moment ce aveam toate trei ștampile, și vameșul ăsta de aici nu vorbea bine românește, face că 20 de lei tradiția, 20 de lei tradiția. Eu mă gândeam, bă, ce tradiție, mă, ăsta e vreo taxă, ceva, așa îi zice la taxa asta, tradiția, pe limba lor, știi, 20 de lei. Și mă gândesc, eu aveam, scot eu 50 de lei, mă gândesc, ce se întâmplă, trebuie să plătesc vreo taxă de vamă, știi? M-am gândit mai bine acum după ce am trecut vama și cred că asta e ciubucul lui, deci nu e o taxă de vamă și așa zice el, dăm, așa e tradiția să-mi dai mie 20 de lei. Că știi, la sfârșit i-am dat 20 de lei, am avut schimbat și face mulțumesc. Mulțumesc, după aia mi s-a licărit becul. Băi, de ce zice mulțumesc? Înseamnă că asta nu-i taxă. Asta mi-a cerut-o el așa. Dacă știam, nu-i dădeam. Și de ce să-i dai eu 20 de lei la unul așa degeaba? Știi, din moment ce am toate. Bun, nu că sunt o fire zgârcită sau așa, dar nu arunc cu banii unde nu trebuie neapărat să-i dau. Na, ce să zic, nu mi-a plăcut fața cu tradiția, dar cel puțin am învățat o lecție. Fiți atenți, ucrainienii, o să vă ceară tradiția. Na, 20 de lei până la urmă nu-i mult, nu-i mare lucru.
Dar dacă treci des, deja îi mult și oricum eu dacă aș fi știut din prima cum merg toate lucrurile, n-aș fi dat nici ăștia 20 de lei, dar de acum o să știu mai exact cum merg lucrurile, ce ștampile îmi trebuie, deci vă trebuie și 3 ștampile. Și am trecut în Ucraina și no, sper să fie bine și la întoarcere și să fie tot ok. Bineînțeles, nu mă întorc acum, s-ar putea să stau o zi, s-ar putea să stau 3 zile, să vedem cum o să fie lucrurile pe aici. Am reușit să ajung aici în Ucraina, până la urmă am reușit și cu vama, am reușit să trec cu mașină. Cum v-am spus, la vama mi-a luat doar 20 de lei, dar ăștia nu au fost efectiv ca să trec, ci i-am dat după. Și acum am scăpat de la biserică. Nu-i chiar am scăpat pentru că nu m-au ținut închis sau ceva de genul, dar s-a terminat programul de biserică și acum suntem la restaurant. Servim masa. From Romania. M-am întors în România aseară după ora 12. A durat părtășia până la ora 1 și ceva. Și apoi am trecut granița, am prezentat din nou pașapoartele, mașina o lăsaserăm lângă graniță și pe la 4 și jumătate am ajuns în țară. Am dormit până după 12 și am mai participat la o părtășie, iar acum am venit să mâncăm ceva, e cu autoservire. Sper să găsim ceva ciuperci și ceva salată să mâncăm. Experiența din Ucraina, ce pot să vă zic, că nu am vizitat prea mult să merg pe străzi singur, așa cum am vizitat în Anglia, spre exemplu, ce am stat mai mult în casă, în case, la familii, am stat de vorbă cu frați, un domn, frați de credință. Am mers într-un singur magazin, prețurile sunt un pic mai scăzute decât în România și înainte de ocupația asta a Crimeei, înainte ca Putin să ocupe Crimeea, prețurile erau cam jumătate față de cum sunt acum. Vreau să vă spun că acum sunt în jur de 20-30% poate mai ieftine decât în România unele produse și înainte erau cu jumătate mai ieftine decât sunt acum în Ucraina, deci mult mai ieftine decât sunt acum în România, dar de când cu războiul prețurile s-au scumpit. Ce pot să vă spun, dragii mei, dacă voi mai merge în Ucraina, aș vrea să mai filmez un vlog de călătorie mai detaliat pentru cei care probabil o să doriți să vizitați țara aceasta, să vă arăt unele lucruri. Deocamdată n-am vizitat mai nimic, n-am putut să vă arăt mare lucru și să vă explic mare lucru, dar sper ca într-un vlog viitor să vă explic mai multe. Sayonara! Mall Iulis Suceava și va trebui să păpăm o înghețată înainte să mergem să vizităm o familie. Mergem la rugăciune și trebuie să păpăm ceva. Așa se prepară înghețata. E ceva deosebit, ceva special. Cred că o să aibă și un gust foarte bun. Au întins-o și acum o scoate pe felii. Cred că o să fie ceva foarte bun. Voilà! Poftă bună!